Frații mei, vă invit acum să ne întoarcem cu inima către cuvântul care a fost citit pentru mine și pentru dumneavoastră în dimineața aceasta. În cartea profetului Hagai am citit capitolul 1 în întregime, în programarea bisericii pusesem doar de la 1 la 12, dar atunci când am citit mai cu atenție textul acesta, am zis că este bine să-l citesc până la capătul capitolului pentru ca să înțelegem bine lucrurile despre care vorbim. Din cartea acestui profet s-a citit foarte rar în mijlocul nostru. Dacă bine mi-aduc aminte, eu am vorbit din cartea aceasta, se pare chiar din acest capitol întâi, pe când eram încă în localul de pe Saint-Michel. De atunci încoace nu am mai luat din cartea acestui profet vreun pasaj ca să vorbesc din el și nici nu am mai atins în vorbirile mele adevărul care sunt cuprinse în această carte a profetului Hagai. Adevărul este că subiectul despre care am pe inimă să vorbesc în dimineața aceasta este un subiect mai sensibil și vreau să-l anunț de la început ca să fie limpede pentru toți. Câteodată mi se întâmplă nouă predicatorilor că socotim că dacă nouă lucrurile ne sunt clare, la toți ascultătorii noștri le sunt clare și se întâmplă câteodată ca unii dintre ascultătorii noștri să plece spre casă fără să le fie clar despre ce am vrut noi să vorbim. Care a fost subiectul predicii noastre? Că am vorbit din Biblie, că am spus despre una, că am spus despre alta, dar care a fost subiectul, unii dintre ascultătorii noștri au dificultăți în a spune. Li se întâmplă cum mi s-a întâmplat unuia despre care am citit sau am auzit când eram copil. Că a fost la adunare și duminica la 12, când s-a întors acasă, soția lui, care nu putuse să vină la adunare, l-a întrebat, Ionică, despre ce s-a vorbit azi la adunare. Și el, luat așa prin surprindere, a zis despre păcat. O, dar asta e un subiect general. Și soția lui l-a întrebat mai departe, și ce s-a spus despre păcat? Și omul nostru a stat pe gânduri și, după câteva momente de ezitare, a spus, cred că s-a vorbit împotriva lui. Sigur că nu toți ascultătorii noștri sunt în situația aceasta, dar sunt printre noi și în situația aceasta. Deci, vreau să precizez de la început despre ce vreau să vorbesc, inspirându-mă din pasajul acesta. Despre responsabilitatea pe care noi o avem față de casa lui Dumnezeu. Nu e așa că este un subiect sensibil? Nu e așa că este un subiect delicat? Dacă am vorbit despre David, despre Avram, despre Solomon, despre Matei, Ioan, Pavel și așa mai departe, am ascultat cu atenție, poate, să vedem dacă fratele acesta ne va spune ceva nou, ce predicatorii de dinaintea lui n-au mai spus. Dar dacă vorbim despre responsabilitatea noastră față de casa lui Dumnezeu, s-ar putea să simțim că subiectul acesta ne atinge într-un mod neplăcut și poate să ne simțim inconfortabil. Dar vreau să vă spun, sarcina noastră a predicatorilor nu este neapărat aceea de a vă spune lucruri interesante din Cuvântul lui Dumnezeu, lucruri plăcute urechii din Cuvântul lui Dumnezeu. Sarcina noastră, în primul rând, este aceea de a vă spune lucruri necesare din Cuvântul lui Dumnezeu și, de asemenea, de a aduce nădejde în inimile ascultătorilor care poate sunt cuprinși de deznădejde. Nu cu multă vreme în urmă, fratele Mircea a vorbit despre din cartea Faptele Apostolilor, despre vindecarea unui orog la Listra, vă amintiți? În mulțimea aceea care l-a ascultat pe Apostolul Pavel, Pavel a remarcat că era un om care avea credință spre a fi vindecat. Omul acela care nu umblase niciodată în viața lui și care probabil că își pierduse orice nădejde că va mai putea umbla vreodată,
a trebuit să afle că există totuși nădejde. Și nădejdea aceea își trăgea izvorul din Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și acum, dragii mei, haideți să ne apropiem de cartea aceasta a lui Hagai și mai ales de capitolul 1 pe care l-am citit în întregime. Ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile, ca să înțelegem importanța slujirii acestui profet, să înțelegem semnificația mesajului pe care Domnul i l-a dat și pe care el l-a transmis poporului cu credincioșie, fie îngăduit în dimineața aceasta să fac o scurtă incursiune în istoria poporului evreu, să vedem împrejurările în care a slujit și în care a vorbit din partea Domnului profetul acesta. Din istoria poporului evreu noi știm și din Biblie mai cu seamă că la cumpăna dintre secolele 7 și 6 înainte de Hristos, Țara Sfântă era oarecum amenințată de armatele babiloniene. Babilonul reprezenta în vremea aceea o putere mondială și erau mânați babilonienii de dorința de expansiune, de cucerire. Probabil că ei nu știau că în felul acesta ei sunt o unealtă pe care Dumnezeu vroia să o folosească spre a pedepsi poporul ales. Așa se face că în anul 586 înainte de Hristos, babilonienii au distrus Ierusalimul, au nimicit templul și o mare parte a poporului a fost luată în robie și dusă în Babilon. Au dus pe cei mai înstăriți, au dus liderii poporului, au dus pe meseriașii din popor care stăpâneau diferite meșteșuguri utile și au lăsat babilonienii în țară, în urma lor, doar o rămășiță, oamenii cei mai săraci și mai necăjiți. Oameni care nu vor putea reprezenta, gândeau ei, niciodată vreo amenințare, că se vor putea organiza, că se vor putea ridica și vor reprezenta un pericol vreodată pentru Imperiu. La plecarea lor, babilonienii lăsau în urmă cetăți și așezări fumegânde, ruine peste tot, ogoare pline de bolovani și viile distruse. Și un convoi lung de robi lua calea pribegiei, calea exilului. Dumnezeu a hotărât ca poporul lui să fie dus în exil timp de 70 de ani. Iar după 70 de ani, Dumnezeu prevestise deja că ei se vor întoarce. Prevestise Dumnezeu în cartea profetului Isaia, capitolul 44, ultimul verset, că se va ridica odată un împărat care va spune Ierusalimul să fie zidit din nou și cu privire la templu să se spună să fie clădit iarăși. Și nu știu câți au înțeles, câți au crezut cuvintele acestea ale lui Isaia, dar în anul 538 înainte de Hristos s-a ridicat un împărat numit Cirus și împăratul acesta a dat un edict prin care popoarele pe care le cuceriseră înaintașii lui căpătau dreptul să se întoarcă fiecare în țara lor. Cu privire la poporul iudeu, împăratul acesta a fost foarte binevoitor pentru că a precizat mai multe lucruri și le veți putea găsi dacă veți citi cu atenție și cartea Ezra și cartea Nehemia. Așa se face că în vremea aceea, în trei valuri succesive, iudeii care au vroit s-au putut întoarce înapoi în țara părinților lor. Care au vroit, că nu toți au vroit. Au fost o parte dintre ei care, beneficiind de clemența asupritorilor lor, a cuceritorilor lor, și-au dezvoltat poate un mic comerț, o mică afacere, un business, cum zicem noi în ziua de astăzi, și-au prins rădăcini în țara aceea a exilului. Iar cei care au fost săraci acolo, s-au desprins mai ușor și au pornit înapoi spre țara părinților lor. Primul convoi se întorcea numărând aproximativ 50.000 de suflete, se întorcea în țara lui Iuda sub conducerea dregătorului Zorobabel și a marelui preot Iosua.
Oamenii aceștia erau însoțiți și de doi profeți. Unul dintre ei se chema Hagai și unul se chema Zaharia. Unul era mai în vârstă și unul era mai tânăr. Cel mai în vârstă se pare că era Hagai. Pentru că în capitolul 2 sunt niște cuvinte care dau de înțeles că Hagai a apucat să vadă ceva din măreția templului lui Solomon de altădată, înainte de a fi plecat în robie, în exil. Cert este că oamenii aceștia s-au întors, s-au așezat iarăși, au venit plini de entuziasm, plini de bucurie, cercetați de un fior deosebit să vadă iarăși țara părinților lor. Mulți dintre ei se născuseră în exil și au auzit despre locurile acestea doar din relatările părinților lor. Oamenii aceștia au fost numiți, și există o expresie interesantă, fiii robiei. Au venit repede, s-au așezat iarăși în țara în care trebuia să locuiască poporul lui Dumnezeu. Dar vă reamintesc, n-au găsit o țară înfloritoare. Noi când am venit în Canada, am găsit o țară care funcționa, ziceam eu atunci, bine. Din punct de vedere economic, lucrurile mergeau bine. Am găsit o infrastructură care ne-a avantajat. Am găsit condiții bune de viață. Și mai ușor sau mai greu, ne-am integrat și noi așa din mers. Dar evreii aceștia care s-au întors din Babilon, în țara părinților lor, au găsit o țară devastată. Poporul sărac care fusese lăsat în urmă de babilonieni, tot sărac a fost. Iar cei care au venit, tot săraci au venit. Și când două sărăcii sunt puse la oaltă, nu prea rezultă o bogăție, cel puțin nu imediat. Cetățile trebuiau rezidite iarăși. Multe dintre ele erau doar niște maldere, niște mormane de pietre negrite de fum. Copaci și bălării crescuseră peste tot. Drumul erau sparte, neîngrijite. Și așa după cum aminteam și mai înainte, ogoarele, pământurile acelea roditoare, erau încă pline de bolovani, cum le-au lăsat babilonienii la plecarea lor. Și munca aceasta de reașezare a veniților din exil în țara părinților lor nu a fost o muncă ușoară, a fost o perioadă foarte grea. Din cărțile lui Ezra și a lui Nehemia, noi știm că în primul an când s-au întors, adică în 538, primul lucru pe care ei l-au făcut cu bucurie în comun au fost să rezidească un altar. Și jertfele levitice și-au reluat iarăși cursul așa cum au fost altădată. Apoi, în anul următor, cu bucurie, cu entuziasm, iudeii aceștia s-au angajat în rezidirea, în așezarea temeliilor templului de la Ierusalim. Templul acela care fusese o mândrie națională pentru ei. Însă din cauza problemelor pe care le-au întâmpinat munca lor, să știți că a fost abandonată destul de repede. În primul rând s-au lovit de împotrivirea și de manevrele și uneltirile dușmanilor din regatul de la nord. În cartea lui Ezra, capitolul 4, și apoi în cartea lui Nehemia, capitolele 2 la final, capitolul 4 și capitolul 6, sunt descrise pe larg toate încercările dușmanilor din nord de a-i descuraja pe evrei și s-au folosit până și de manevre politice de i-au oprit. Apoi, un al doilea obstacol a fost strâmtorarea în care poporul lui Dumnezeu se găsea. Resursele erau puține și multe lucruri trebuiau făcute cu muncă fizică. La capitolul acesta nu toți puneau umărul și în scurtă vreme oamenii de lucru au ajuns să fie istoviți și în cele din urmă au abandonat, au pus doar temeliile și au abandonat lucrarea socotind că nu mai pot continua. Au trecut apoi 16 ani în care fiecare și-a văzut ca în vremea noastră, de treburile lui. Fiecare a alergat pentru sine și pentru casa lui. Și după 16 ani în care lucrarea lui Dumnezeu zăcea abandonată, templul era doar început și nimic nu se mai făcuse, Dumnezeul ridică pe profetul Hagai și Hagai, într-o zi de sărbătoare, își
declară mesajul din partea lui Dumnezeu pentru poporul adunat la sărbătoare. Slujirea acestui profet n-a fost o slujire de lungă durată, n-a fost un profet de cursă lungă. Se pare că slujirea lui a acoperit o perioadă de aproximativ 4 luni. Primul mesaj pe care l-a rostit din cele 4 pe care Domnul i-a dat pentru popor, primul mesaj a fost rostit în ziua care corespunde în calendarul nostru, cu ziua de 29 august, iar cel de-al patrulea mesaj l-a rostit undeva pe finalul lunii decembrie, cercetătorii Scripturilor spun că pe data de 24 decembrie. O fi așa, probabil. Cert este că poporul era adunat într-o zi de sărbătoare, atunci când Hagai este inspirat de Duhul lui Dumnezeu să-și rostească mesajul. Și în primul rând, profetul acesta se adresează dregătorilor poporului, oamenilor pe umerii cărora Dumnezeu le-a așezat o responsabilitate, care poate că au încercat să facă ceva, dar care au descurajat repede, și apoi prin ei Dumnezeu se continuă și se adresează și poporului. Pentru că așa vorbește Domnul, zice profetul: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Adică a fost o vreme de 16 ani în care Dumnezeu pe oamenii aceștia i-a lăsat să alerge cum au vrut ei și au ales ei cărările, direcțiile, scopurile în viață. Și în perioada aceasta de 16 ani Dumnezeu a tăcut și a privit înspre ei. Și oamenii aceștia au alergat, cum spuneam mai înainte, pentru ei și pentru casele lor. Ei și-au spus, ca să-și liniștească propria conștiință, nu este vremea acum să ridicăm templul Domnului. N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Ceva din cugetul lor, din conștiința lor, îi zgândărea. Dacă împăratul acela păgân a ajuns să spună în decretul care l-a dat ca templul din Ierusalim să fie rezidit, oamenii aceștia, fără îndoială, au știut acele cuvinte și au știut că templul trebuie să fie rezidit, dar și-au spus, nu este vremea acum. Și Dumnezeu își mustră poporul și întreabă, dar oare pentru voi este vremea să locuiți în case căptușite cu tavan? Întrebarea aceasta, sau mai bine zis, o anumită expresie din întrebarea aceasta, ne lasă de înțeles că oamenii aceștia și-au pus problemele personale înaintea responsabilităților pe care ei le aveau față de Dumnezeu și față de casa lui Dumnezeu. Expresia case căptușite cu tavan definește preocuparea multora dintre ei de a avea un anumit confort, mai mult decât le era necesar. Dar în vremea aceea ei spuneau, încă n-a venit vremea să ne ocupăm de casa lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu se uită la ei și le spune acum, uitați-vă la căile voastre. 16 ani în care eu am trecut față de voi, 16 ani în care v-am trecut printr-o școală aspră, o școală din care voi n-ați învățat nimic. Și poate cineva să întreabă despre ce școală este vorba. Putem să citim în continuare. Zice Domnul, semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Și apoi Domnul continua, zicea, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Aș vrea să vă spun că în vremea aceea, principala modalitate de a asigura hrana familiei o reprezenta agricultura. Când s-au întors din țara robiei, au început prin a-și curăți ogoarele de bolovani. Prin a defrișa iarăși terenurile acelea care au fost cotropite iarăși de bălării. În vremea tinereții mele, mi-aduc aminte că am avut anumit contact cu munca aceasta în agricultură. Erau CAP-uri pe vremea aceea, adică terenul arabil era al statului. Dar a fost un an în care părinții mei au ajuns, în mod ciudat, la o înțelegere cu conducerea CAP-ului de la noi. Și tatăl meu le-a spus așa, dați-mi mie
bucata aceasta unde râul face un pot, unde cresc bălărișuri de toate, dați-mi mie dreptul să lucrez bucata aceasta de pământ, în primul an să fie al meu tot, în anul al doilea facem jumătate, 50-50, iar după aceea terenul acela intră în întrebuințarea CAP-ului local. Surprinzător, oamenii de la conducerea CAP-ului au acceptat. Mi-aduc aminte că eram copil de clasa, cred eu, a patra sau a cincea, când l-am ajutat atunci pe tatăl meu, de fapt el nu mult a contat pe mine, dar eram și eu pe acolo și mă învârteam și eu printre picioarele celor care lucrau din greu. Bucata aceea de pământ din potul râului trebuia defrișată. Era plină de bălării, era plină de, de tot felul de butuci, sălci, peste sălci, blochi. Era o adevărată junglă. Însă au defrișat tatăl meu și cu cei care i-au mai ajutat, au defrișat terenul acela, l-au cultivat și în primul an au avut o recoltă extraordinară, pentru că pământul pe malul râului era un pământ gras, roditor. Și în anul al doilea, când tatăl meu avea drept la jumătate doar din recoltă, jumătatea aceea a întrecut recolta întreagă din anul de dinainte. Ei bine, revin la oamenii aceștia. Au defrișat ogoarele și au semănat mult. Pământul acela roditor și așteptau acum să vadă roade. Și roadele întârziau să apară. 16 ani în care se împlinea acel cuvânt al Domnului pe care Domnul li-l spune ca să le deschid ochii când a zis semănați mult și strângeți puțin. Au fost ani în care a fost secetă, în care cerul nu și-a dat roua și ploaia, nici cea timpurie, nici cea târzie. Și în anii aceia de secetă, sămânța așezată sub brazdă s-a uscat, a murit și de pe ogoare n-au cules mai nimica. În alți ani poate că au fost ploi. Și din cauza faptului că ploile au fost mai intense, mai bogate, mai abundente decât altădată, sămânța pusă sub brazdă a ajuns să putrezească și recolta a fost iarăși compromisă. Au fost ani în care condițiile vremii erau bune pentru agricultură, dar pe când să se bucure de rodul muncii mâinilor lor, venea de temiri unde un roi de lăcuste. Noi nu prea știm ce sale, dar ei să știți că știau. Când venea un nor de lăcuste peste un ogor, indiferent ce l-a semănat acolo, la plecarea lor, după 2-3 zile, că lăcustele plecau mai departe, lăsau doar cioturi, doar urme și era compromisă toată recolta. Experiențe de felul acesta, evreii au avut an de an, timp de 16 ani. De fiecare dată, evreul își spunea, anul ăsta n-a fost bun pentru agricultură, dar o să vină anul viitor, o să fie poate mai bun. Și an după an treceau prin aceeași experiență, pentru că Dumnezeu îi trecea printr-o școală în care ei nu vroiau să învețe nimic. Cei care nu lucrau în agricultură, probabil că nu aveau pământ. Erau simbriași. Adică oamenii aceia care lucrau cu ziua. Oamenii aceia care dis de dimineață ieșeau în piața cetății și așteptau să-i cheme cineva la lucru. Și oamenii aceștia munceau pentru pâinea de fiecare zi. Tot în categoria aceasta aș include și pe bugetari. Pe aceia care trăiau de la buget, care aveau o simbrie, dacă vreți, regulată. Oamenii aceștia câștigau un ban prin munca lor și duceau bani la casă cu bucurie. Cam cum vii dumneata și cum vin eu cu slipul de pe acasă odată la 2 săptămâni și zici, uite cât am câștigat. Te bucuri de banul acela și zici, e o sumă frumoasă. Și o sumă frumoasă într-adevăr. Numai că vine, acum nu o să spun instituțiile statului, că o să spuneți după aceea că eu subminez. Dar vine vremea să-ți plătești asta și cealaltă și cealaltă și cealaltă și din slipul de pei care te-a bucurat atunci când l-ai primit și ai zis uite ce sumă frumoasă, te pomenești că ai rămas cu nimic. Am mai spus-o într-o anumită împrejurare de când sunt în Quebec, în Canada, doar 2 reclame am văzut interesante, poate 3.
Cam cele mai multe sunt oameni anormali. Când îi vezi cum se mișcă pe acolo și ce spun, imediat tragi concluzia că sunt anormali și mesajele lor se adresează naivilor. Dar în toate reclamele pe care le-am văzut aici, am văzut și două sau trei inteligente, bine gândite. Una dintre ele îl reprezenta pe un om care a ieșit de la bancă și de la ghișeu automat, el și-a luat acolo un pian de bancnote de 20 de dolari. Și în fața ușii băncii era uimit așa, se uita la banii aia cu mulțumire. Dar în timp ce el stătea acolo și îi admira, au năpădit pe el ca și ciorile, tot felul de oameni, reprezentând diferite servicii pe care el, de care el a beneficiat, unul i-a luat 20, altul 20, altul 20, altul 20, și din teancul acela a rămas doar cu o bancnotă de 20 de dolari. Și bucuria care, pe care o afișa în urmă cu două minute, a lăsat loc uimirii, mâhnirii, dezamăgirii. Frații mei, surorile mele, cam așa se întâmpla cu evreul de atunci, cu simbriașul de atunci. Banul câștigat cu rudă și sudoare, banul acela din care gândea că poate să-și pună ceva deoparte, banul acela îl punea într-o pungă spartă. Punga aceea în care punea banul avea o grămadă de găuri, o grămadă de cheltuieli neprevăzute. Probabil că parte din banii câștigați în felul acesta se duceau pe diferite reparații necesare. Vremea strica acoperișul casei sau se rupea haina sau cine știe, o boală a lui însuși sau a cuiva drag din familie și se duceau banii așa cum se scurge apa din căușul palmei. Ai vrea să o ții, dar în câteva minute nu mai ai nimic, că printre degete apa s-a scurs. Și Dumnezeu zice poporului acestuia, uitați-vă bine la căile voastre. N-ați văzut în toți acești ani că voi semănați mult și că voi culegeți puțin? N-ați băgat de seamă că mâncați și parcă nu vă săturați? N-ați băgat de seamă că banul câștigat din simbrie îl puneți într-o pungă spartă? Și dacă poporul acesta era sincer, putea să spună, ba da, am văzut toate astea și nu mi le-am explicat. Am zis că sunt coincidențe, am zis că sunt așa niște întâmplări nefericite. Dar Domnul zice, de la mine a venit lucrul acesta. Cum, Doamne? Tu ai fost împotriva noastră? Tu ai fost acela care ne-a spulberat câștigul muncii noastre? Și Domnul zice, da, eu. Dar, Doamne, de ce ai făcut lucrul acesta? Am făcut lucrul acesta pentru că voi ați schimbat prioritățile. În Cartea Proverbelor, în capitolul 3, versetul 9 și 10, v-am învățat și v-am spus să-L cinstiți pe Domnul cu cele din tâi roade din veniturile voastre, din venitul tău. Cinstește pe Domnul... Dă puțin, te rog, înapoi. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din venitul tău. Și atunci vei vedea grânarele tale vor fi pline, teascurile tale vor geme de mus, te vei bucura de belșug. Te-am învățat să faci asta. Dar, din motive știute de tine numai, ai ales să faci altfel. Și scopurile tale, și gusturile tale, și mofturile tale, le-ai pus mai presus de interesele mele și de interesele lucrării mele. V-ați zidit case mari, cum ați putut, pentru casele voastre s-au găsit resurse, dar casa mea zace într-o stare care nu mi-aduce mie cinste. Și zice Dumnezeu, din pricina asta, 16 ani v-am trecut prin această școală și voi n-ați vrut să învățați nimic. Și acum vine profetul și le spune, iată de ce ați trecut prin toate acestea. Frații mei, surorile mele, câteodată, din pricina resurselor mai puține, oamenii uită responsabilitățile pe care le au față de Dumnezeu sau față de casa lui Dumnezeu. Altădată, din pricina belșugului, uită de responsabilitățile pe care ei le au față de Dumnezeu.
M-am mirat de lucrul acesta, dar în Cartea Deuteronomul, capitolul 28, versetele 47 și începutul versetului 48, exact lucrul acesta îl spune. Pentru că în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă. Și dacă aș adăuga eu aici într-o paranteză de la mine, nu cred că greșesc. Dacă n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă, și dacă frații ți-au adus aminte că trebuie să faci partea Domnului, ai cârtit și ai murmurat, și dacă totuși ai dat odată banul că trebuie să dai, n-ai făcut lucrul acela cu bucurie și cu dragă inimă, să știi că Domnul s-a uitat și la lucrul acela. Frații mei, surorile mele, istoria lor, a evreilor de atunci, a rămas scrisă pentru noi. Pentru ca noi să ne uităm la experiența lor și să învățăm din ea. Dacă lucrurile acestea i-ar fi privit numai pe evrei de atunci, n-ar fi fost scrise pe pagina Scripturii. Dar pe pagina Scripturii au rămas scrise aceste lucruri pentru că poporul lui Dumnezeu trebuie să învețe și Dumnezeu vrea ca noi să învățăm în vremea aceasta că ne merge rău sau că ne merge bine, să punem înainte de toate interesele lui Dumnezeu și ale casei lui Dumnezeu. Amin? Amin. Dumnezeu vorbește poporului acestuia, îl mustră, îi spune motivul pentru care trece prin ceea ce trece și apoi Dumnezeu îi spune poporului acestuia, uite, în îndurarea mea, vreau să spun ce ai de făcut. Îndreaptă lucrurile. Îndreaptă lucrurile chiar acum și vei vedea că se va schimba și situația ta. Adică, Doamne, n-ai vrea să începi Tu? N-ai vrea să îmi faci Tu oborul să rodească? N-ai vrea Tu să îmi faci lucrul mâinilor mele să propășească pentru ca să am de unde să dau și să fac? Dumnezeu nu pune problema așa. Zice, începe Tu și după aceea vei vedea că eu sunt credincios și îmi fac partea mea. Am auzit cândva pe cineva zicând, dacă aș juca la loto sau la 6 din 49 sau mai știu la ce, și aș câștiga 1 milion, jumătate din el aș da Domnului. Dar de ce nu dai acum cât o să dai mai puțin? Dumnezeu nu îmbarcă niciodată în afaceri de tipul ăsta. Un frate de la Florida se rugase multă vreme și la rugăciunea de cauze, tot mereu ziceam o cauză înaintea Domnului, până când cineva l-a întrebat, ce cauză ai, frate? Că acum de o vreme încoace tot ne rugăm. Și fratele avea o cauză. Juca și el și voia să câștige ca să aibă de unde să dea Domnului. Dumnezeu nu are nevoie de jumătate de milion pe care tu o ceri. Dă-i lui Dumnezeu parte din ceea ce El ți-a dat acum. Dumnezeu îi spune poporului Său, du-te pe munte. Mergi pe munte, taie lemne, pune-le pe umăr, adu-le aici și se face lucrarea. Sigur, nu mai sunt bani acum ca în vremea lui Solomon, când argintul era tot așa de obișnuit ca și pietrele din pavaj de pe stradă, în Ierusalim. Nu mai este poate oportunitatea să cumperi cedri din Liban ca să faci o casă să se mire toată lumea. Poate nu mai sunt bani să se lucreze în munte cu 10.000 de oameni cioplitori de piatră. Nu mai sunt bani poate să îmbraci lucrurile din casa lui Dumnezeu și pereții casei lui Dumnezeu în aur. Dar Dumnezeu se mulțumește și cu lemnul acela obișnuit de pe munții din țara lui Israel. Vedeți dumneavoastră, de multe ori, în așteptarea lucrurilor mari pe care gândim că le-am vrea făcute pentru Dumnezeu, uităm că la îndemâna noastră stau lucruri mici pe care trebuie să le facem. Așteptăm numai să vină vremea să facem lucrurile acelea mari. Doamne, când eu o să ajung să câștig la 6 din 49, atunci o să dau din suma aceea așa o sumă de toți frații o să rămână gură cască. Adică surprinși. Nu. Din salațul acela mic, fă cumva
și pune-L pe Dumnezeu pe locul întâi. Pune-L pe Dumnezeu pe locul întâi, adică înaintea bilului tău de la celularul ultramodern. Pune-L pe Dumnezeu pe locul întâi, înaintea celor 8 sau 10 tablete pe care le-ai cumpărat de aici în fiecare cameră, câte două. Pune-L pe Dumnezeu înaintea mașinii tale cu care vrei să impresionezi toată strada. Pune-L pe Dumnezeu înaintea casei tale mari cu cele două sau trei garaje. Nu-ți frământa mintea să schimbi tot la 2 ani electrocasnicele din casă și mobila și la casa lui Dumnezeu să-ți mai aduce aminte, oare am dat anul ăsta ceva? Stă nevasta, stă bărbatul pe gânduri și nu-și aduc aminte amândoi dacă anul ăla au dat ceva la adunare sau nu. Dar le-a rușine să întrebe pe casier. Și când fratele Vasile împarte aici, știți dumneavoastră, alea pentru Incantex, te ocolește. De ce te ocolește? Te ocolește pentru că și tu l-ai ocolit. Frații mei, surorile mele, povestea lor, să o fac scurtă, este povestea noastră. Ne permitem foarte multe și o grămadă din lucrurile astea pe care ni le permitem nu ne sunt chiar necesare. Nu ne zidesc, nu ne încălzesc, nu ne fac mai spirituali, mai duhovnicești, nu ne fac. Multe le facem pentru ca să impresionăm pe cineva. Frații mei, surorile mele, noi trebuie să învățăm iarăși să-L punem pe Dumnezeu pe locul întâi. Noi trebuie să învățăm să punem interesele lui Dumnezeu înainte intereselor noastre. Să ne preocupe casa lui Dumnezeu mai mult decât ne preocupă casa noastră. Și nu știu câți ați putea să spuneți amin. Parcă și mie bine. Dar trebuie să facem lucrul ăsta. Și Dumnezeu își va face partea Lui. În finalul acestui capitol se vorbește despre trezire. Mi duc aminte că la una din conferințele noastre pe care le-am avut la nivel de Canada s-a vorbit despre trezire spirituală. Nevoia de trezire. Frații care au vorbit atunci la întâlnirile acestea au vorbit despre trezire și au abordat trezirea din diferite perspective, din diferite puncte de vedere. Au fost atunci cel puțin 8 predici care au vorbit despre trezire. Și sunt câțiva ani de atunci și mă tot întreb, oare unde va începe? În care oraș al Canadei va începe trezirea? Pentru că predicile acelea am sentimentul că n-au atins pe nimeni. Ce înseamnă trezire? Cum ați explicat dumneavoastră trezirea? Eu vă spun pe baza acestui capitol 1 din cartea lui Hagai ce înțeleg eu că este trezirea. Trezirea este acea stare în care omul își aduce aminte că are responsabilități față de Dumnezeu. Acea stare în care omul zice, da, într-adevăr, trebuie să se schimbe lucrurile în viața mea, prioritățile din viața mea. Dar nu se rezumă la atâta trezirea. Trezirea continuă cu trecerea la fapte. Pentru că în ziua 24-a a lunii respective, adică la vreo 24 de zile de când profetul a rostit cuvântul acela din partea lui Dumnezeu, poporul împreună cu liderii lui au venit și s-au pus pe treabă. Faptul că zici, au dreptate frații, trebuie ceva să schimbe, asta încă nu înseamnă trezire. Asta poate fi premisa unei trezire, dar asta încă nu e trezire. Trezire este atunci când te întrebi, oare ce pot să fac eu pentru casa lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu? Pentru că ce faci pentru casa lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu, faci pentru Dumnezeu. Trezire înseamnă atunci când te ridici și schimbi și te apuci de lucru. Doamne, ajută-ne la aceasta. Am mai amintit lucrul acesta de mai multe ori. Lev Tolstoi spunea la un moment dat, toți cunoscuții mei sunt de acord că e necesară o schimbare. Trebuie să vină o schimbare. Dar pe niciun dintre ei nu l-am auzit că ar vrea schimbarea să înceapă cu el. Dimineața aceasta, aș vrea cuvântul Domnului să constituie o cercetare pentru noi. Dumnezeu poporului său în vechime a vorbit în multe rânduri și în multe feluri prin proroci, stă scris în Evrei, capitolul 1, versetul 1. Numai că Domnul Iisus
În Evanghelia după Matei, capitolul 23, ultimul sau penultimul verset, zicea: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu ne spune, dar întrebarea este: ce atitudine avem noi față de ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu? De multe ori, când Cuvântul lui Dumnezeu nu ne place, căutăm bube sau lucruri ciudate în viața celor ce ne-au vorbit din partea lui Dumnezeu. Întreabă-te dacă mesajul a fost din partea lui Dumnezeu sau nu. Și dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit, atunci trebuie la fapte împreună cu mine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Aș vrea să vă spun că poporul s-a apucat la treabă. Numai că fie mângăduit să mai adaug ceva. Entuziasmul lor după prima predică a profetului, entuziasmul lor a ținut doar 4 săptămâni și dintr-o dată s-au dezumflat iarăși și a trebuit să vină un al doilea mesaj. Și pentru că se uitau că acum casa aceasta la care ei lucrau nu era nici pe departe atât de grandioasă și de impunătoare ca și casa din tâi, vine un cuvânt al Domnului și le spune: oameni buni, slava casei acesteia va fi mult mai mare decât a casei din tâi. Slava casei din tâi au constituit-o poate măreția zidurilor, aurul și toate celelalte lucruri de acolo. Slava casei a doua o va întrece pe cea a casei din tâi. Pentru că acolo va fi dus Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie. Frații mei, surorile mele, aș vrea să închei cu această întrebare. Credeți că avem responsabilități față de lucrarea lui Dumnezeu, față de casa lui Dumnezeu? Unii dintre noi, unii predicatori, vin și spun: frate, lasă, nu, ce tot adunare, adunare, adunare. Pe stradă, afară. Numai că ei nu fac nici în casa lui Dumnezeu și nici pe stradă sau afară. Am auzit oameni care au descurajat și pe grupul de tineri care mergea la metrou și îmi pare rău. Nici în casa lui Dumnezeu predicatorii aceia n-au făcut mare lucru și nici afară. Doamne, adu-ne aminte că avem responsabilități și ajută-ne să ne achităm de ele. Amin. Amin. N-am să mai adaug nimic. Cred că atât a spus fratele Iosif, ne este suficient și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne trezească Duhul nostru cum l-a trezit pe lui Zorobabel. Amin? Amin. Vom să ne ridicăm în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Amin.